cred că e ceva unic. Exact acolo, mi se pare spectaculoasă. Sunt porumbi acolo? Macină porumb acolo. Orlai 2 kg 10 lei. Deci am un sirop, am un ăsta de cireșe. Deci trebuie să te duci repede la baie, că la o anumită oră, cum se zice pe românește, stai cu rahatul în casă, că nu tragi... Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou video. Încep acest vlog de la marginea satului Eftimie Murgu, acolo unde se află morile de la Rudăria. Sunt la intrare în cheile Rudăriei, tocmai ce am făcut și eu focul. Mi-am făcut patul aici în bârlog mobil și urmează să fric ceva pe grătar. Haideți să vă arăt împrejurimile. De fapt, mai bine zis, să vă arăt tabăra. Cei care nu știți, eu călătoresc prin țară când călătoresc și așa dorm. În mașină am numit-o bârlog mobil, sacul de dormit, saltea, pernă. Acolo este ca un fel de draperie, dar acela este prosopul meu. Aici am găsit o vatră de foc cu câteva lemne lângă. Am observat că mai sunt și alte lemne pe aici prin zonă. Scaun, masă, haideți să vă arăt ce urmează să frig la grătar. O ceafă de porc, un piept de porc cu grăsime și două copănele de pui. Aici o bericică, sănătate tuturor, numai bine. Pe aici trece șoseaua. Și m-am uitat pe hartă, încolo sunt cheile Rudăriei. Eu am intrat așa frumos cu mașina pe aici. Mi s-a părut un loc mai intim, puțin mai retras unde am campat. Dar mai sunt multe locuri unde puteți veni, iubitorii de natură și iubitorii de off-camping, puteți veni și campa. Un loc foarte interesant este acesta din față, vi-l arăt imediat, unde sincer mă gândeam prima oară să pun și eu mașina, dar este destul de multă mizerie. Oamenii într-adevăr au strâns aici, au pus într-un sac foarte bine, dar au uitat să ia sacul cu ei și să lase unde trebuie. Vedeți, aici sunt ca un fel de tomberoane, dar în timp s-au deteriorat. Uitați, aici foarte mulți bușteni tăiați frumos. Și iar acum sunt niște scaune. Și foarte interesant, cineva a adus aici baloți de paie. S-a făcut un mare foc de tavără acum ceva vreme, nu știu când, dar se vede după urma lăsată. Foarte frumos locul, undeva în față, acolo este o rulotă. Probabil stau mai mult timp pentru că am văzut că oamenii și-au întins și rufele pe sârmă. Ia uitați zoom-ul ăsta ce face, deci cu ochiul liber abia se vede. Așa, haideți să iau și eu un buștean de ăsta de aici. Cred că mi-ajunge. Râul frumos, sursa mea de răcoreală mâine dimineață. Iar aici este ca un fel de parcare. Au venit niște oameni mai devreme, au ambalat puțin motoarele pe aici, dar din fericire pentru mine au și plecat. Ăsta îl duc și eu acolo la foc, urmează să îl tai și să am pentru grătar. Am pus ceva lemne până acum, dar o ia destul de greu focul, mai mult ca sigur a plouat și pe aici, pentru că lemnele sunt puțin umede, așa că va trebui să am răbdare, dar nu este nicio problemă. Da, urmează ca mâine să merg să vizitez și eu morile de aici, de la marginea satului. Acum aștept să se facă focul ca să pun și eu pe jar ce ați văzut acolo cam. Și a luat focul bine, mă bucur. Cam ăsta este jarul, sper să fie de ajuns. Lemnul ăsta nu a vrut să ardă mai deloc. Cam așa arată, după cum vedeți, toate astea sunt îmbaiți și are un gust foarte, foarte bun. M-am lins pe degete după ce le-am pus aici pe grătar.
cam așa ar veni. E ceva distanță ca să nu se ardă și în caz că ar fi prea sus, nu se fac, o să las grătarul mai jos. Dau eu bolovanul ăsta la o parte și pun altul ca să stea mai jos sau găsesc eu o soluție, nu asta e problema. Vedem. Cam așa arată masa. Ceafa de porc s-a făcut mică. Am crezut că nu voi mânca totul, dar cred că m-am înșelat. Asta arată bine. Și acolo pe foc am în continuare ciocănelele pentru că nu s-au făcut. Asta este ceafa de porc. Deja am gustat-o, este delicioasă. S-a făcut bine. Aici este pieptul de porc. Și am aici o mare roșie și brânză. Mare brânză. Și o bucată de slană, în caz că nu mă satur, pentru că mi-am dat seama că nu e chiar atât de mult ce mi-am cumpărat aici. Ciocănelile încă sunt pe grătar. Delicios. Hai, ducește. Super. Eu când voi edita acest vlog, mi se va face iarăși foame. Mai mult ca sigur v-am spus și vouă poftă. Așa că să aveți poftă dacă sunteți la masă sau dacă urmează. Și ca să alunece mai bine, Doamne ajută, sănătate tuturor, ce restaurant, ce fițe, ce șaorme și fructe de mare. Cea mai bună mâncare. Mâncat cu mână așa. Da, hai duci. Avem șervețele umede, avem uscate, avem tot ce trebuie. Să fie de bine, delicioasă masa, nu am mai mâncat și ciocănelele, doar am gustat, a ieșit bine. Nu este târziu deloc, este 10 și un sfert, iar eu mai stau aici în fața focului. Cam o jumătate de oră, maxim o oră. Este o plăcere, pur și simplu mă detașez urmărind focul, stau și contemplez, apa se aude în stânga, focul îl am în față, iar în zonă, habar nu am dacă sunt turși, dar am spray-ul lângă mine, pregătit în caz de orice, sincer să vă spun, nu mi este teamă, sunt liniștit în privința asta, dar este bine să ai o măsură de precauție să o ai cu tine și focul este una dintre ele. Știu că dacă ai focul făcut, în general animalele nu se apropie de foc. Foc, un spray, iar apoi mă bag în bârlog mobil liniștit, mă închei în mașină, sincer și cu cortul când sunt, nu mi este teamă. Asta ca idee. Și cam atât deocamdată. Ne vedem mâine dimineață.
Bună dimineața, bună dimineața! O trezire pe cinste, într-o apă corectă de râu, rece, așa cum trebuie. Am făcut patul aici, am strâns tot în bârlog mobil. Am motorul pornit pentru că am pus telefoanele la încărcat. Mai stau și eu, cred că vreo jumătate de oră, pe undeva pe aici, pe la soare. Poate mai pun și eu puțin bronz pe mine, de ăsta de munte. Iar apoi mergem să vizităm morile de apă de aici, de lângă mine. Treaba asta în felul următor. Eu am lăsat mașina parcată la marginea satului și am venit până la ultima moară, cred eu, pe jos, pentru că mi-am luat rucsacul în spate, vreau să fac și eu ceva cumpărături de aici, de la localnici, și ca să nu mă car cu ele și dus și întors. Am venit până în acest punct unde ne arată legenda, cum sunt drumurile, podul pietonal, râul Rudăria de aici și numele morilor de la Rudăria. Iar eu mă aflu, da, la tunel, moara cu tunel este exact aici. Sunt 22 de mori. Unele sunt deschise, destul de puține, și altele nu. Dar morile sunt funcționale, au fost renovate, restaurate și aparțin satului. Deci nu sunt proprietatea cuiva anume, ci proprietatea satului, iar sătenii de aici din zonă fac cu schimbul. Familia are o familie timp de săptămână, o altă familie timp de săptămână, nu știu exact cum, dar ceva de genul. Moara de la tunel, monument restaurat și conservat de Muzeul Astra Sibiu. Aha, deci cei de la Muzeul Astra Sibiu au restaurat aceste mori. Numele provine de la tunelul săpat în stâncă pentru a aduce apa la moară, de aceea se mai spune și moara tunel. Vechimea ei este estimată la începutul secolului 20. Moara se află la intrarea în cheile Rudăriei, unde s-a săpat un canal în rocă de șist cristalin, etc. Iar acesta este tunelul. Nu se vede absolut nimic în față. Iar eu sunt încălțat să mă descalz, să intru și eu prin tunel. Dacă știam un om, cred că merge. Dacă știam un om și o frontală cu mine. Hai să mă aventurez puțin. Sper să găsesc papucii când mă întorc. Ia uitați aici o pasăre moartă. Ia să văd alunecă. Nu alunecă. Aha, se vede lumina în partea cealaltă, nu prea bine, dar eu o văd. Deci tunelul n-ar fi lung. Am intrat în tunel. Hai că am început bine explorarea. Cam așa arată tunelul. Cât de tare, ce răcoare aici, ce ventilație, nu vine să cred. Super, super tare. Uitați. Iar pe aici se iese din tunel. Eu mă întorc înapoi, că trebuie să-mi iau Adidas. Da, interesant
treaba aici. Îmi place, deci chiar îmi place foarte mult. Cred că e ceva unic în țară, cel puțin. Ce părere aveți? V-ați fi aventurat și voi pe aici prin tunel? Poate dau de vreo liliac ceva să mi se pună în cap. Ia și deja se vede în partea asta lumina. Vedeți și apa se duce încolo și activează, cum îi spune, roata aceea, roata morii. Dar doar atunci când îi se dă drumul. Eu văd roata de aici. Astăzi filmez cu GoPro-ul pentru că nu mai am baterie la telefon. Așa că zoom-ul nu l-am la mine. Vedeți? Și aceasta este moara. Are și ceas moara și din câte observ funcționează. Dacă vreți să coborâți puțin să vedeți și pe partea asta, să vedeți mai bine sistemul, puteți face. Iar eu, dacă voi mai veni aici pe timp de vară, va trebui să fac traseul acesta în shorturi de baie, pentru că uitați-vă ce loc superb aici. Exact cum îmi place mie, de acolo o căldare, aș putea beneficia de un hidromasaj. Exact acolo. Am început bine cu această moară, mi se pare spectaculoasă. Îmi place mult. Iar aici este o masă și niște bănci făcute din paleți, unde puteți degusta ceva dacă aveți la voi, sau dacă este deschisă moara, puteți cumpăra gogoși, chestii. Vreau și eu să găsesc o moară deschisă de unde să-mi cumpăr ceva de mâncare, pentru că îmi este foame. Mergem mai departe. Ca să vă faceți o idee, asta este drumul principal, pe unde circulă mașinile, iar morile sunt situate pe partea dreaptă sau chiar și stângă a drumului. Mai în față sunt și pe stânga, în funcție de cum au construit oamenii. V-am spus, sunt 22 de mori, câteva sunt deschise, clar nu le voi vizita pe toate, dar voi intra pe aici pe acolo. Abia aștept să găsesc una deschisă ca să-mi cumpăr ceva de mâncare, cum spuneam, și poate stăm și cu cineva de vorbă. Am găsit o moară deschisă, dar din ce observ eu nu este nimeni aici. Dar totuși, haideți să văd și eu cum arată prima moară deschisă pe care o întâlnesc. Cam așa arată și se numește moara Roșoane. Și vedeți aici, sunt niște date, iar în dreptul lor numele de familie. Deci după 1 pe 15, familia respectivă, după 2 pe 16, nu, 15 a 1, 16 a 2, 17 a 3, 18 a 4. Ceva de genul. Deci aici este o moară, iar în spatele ei sunt niște bidoane de socată pusă la rece. Și oamenii își cumpără socată și vreau și eu socată. Deci o iau de aici și după aia mă să o plătesc la moară acolo. Gati, să mai dă unul. Ce-i dau?
Ce geală, da? Mai iau la mare? Mai iau pe la zâmba asta. La unul acolo e cu geală acolo. Ia uitați cum arată locul aici. Vedeți, este ca un fel de baraj. Ce? Ce mai bani? Da? Nu știu dacă pot să trec pe aici. Îmi dai și mie voie, te rog, să trec? Mă ascult copil? Bună ziua, vă salut! Am venit și eu cu ceva. La rece, da, am văzut pe domnii că iau. Mai rece, dacă vrei. Mai bun, am rece, rece pe cedeală. Dacă vreți, asta, da. Asta e mai acidulat. Dați-mi rece, rece, că pe căldura asta... Ia uite, ce de bunătăți aveți aici. Am de toate. Prezentați-mi puțin moara, este prima pe care o văd deschisă și da? După aia... Să-mi arătați și mie puțin aici cum funcționează. Partea aia acolo e barajul și de acolo, da? Datorită porții apei, văd roata aia care a văzut-o. Și aia acționează astea cele două câte, una fixă și una mobilă. Și acolo fix coșul să pun boabele, aia care e acolo e postăvită și bățul ăla care vibrează, ăla se cheamă ciocă. Și acum măcinați porumbii acolo? Macin porumb acolo. Și de aici, uite, la asta, asta e legătură cu roata aia care a văzut acolo, care acționează apa. De aici reglez distanța între pietre. Cum vreau să fac făina? Dacă vreau să fac mai bine, las piatra mai jos. De aici nu mă desfac puțin. Dacă vreau mai mare, o ridic mai sus. Aia făina de acolo, aia vine cernută și pun să pun. Nu fac de gru făină integrală, le dau turații mai mici. Făinele cu totală. Aici e cinci ama de acolo. Bun, haideți că vreau să iau și un sirop. Alea toate de casa la făcute de răchie. La răchie mă pot ajuta eu la siropul, nu. Răchie nu, că e cald de răchie, dar un sirop. Un sirop de care doriți? Uite, am de muguri de brad. Când ați voie să trec? Un sirop. Un sirop de păpădie. M-am băut până acum sirop de păpădie. Dar am luat unul de păpădie. Hai să vă dau o plasă. Mă bucur mult că văd atâția turiști. Vin oamenii și își cumpără una alta. Am cumpărat și eu un sirop și o socată. Și urmează să mai cumpăr și de la celelalte mori pe care le găsesc deschise. Pentru că așa ținem și noi turismul aici în floare. Susținem turismul local. Vă dați seama că fără aceste mori, satul acesta era un sat anonim. Așa că luați și învățați cei care aveți mori sau alte lucruri la voi în sate. Puneți-le în valoare. Contactați presa, vloggerii, ca să vină să vă facă reclamă. Și mai schimba situația. Și am ajuns la altă moară ce este deschisă. Și... Bună ziua, vă salut! 22 de mori, din ce înțeleg. Aceasta este deschisă acum, nu? Cea mai mare piatră. Aceasta ar fi cea mai mare piatră. Astăzi nu se lucrează la ea. Și hai să vedem ce cumpărăm de la mămăiță. Are făină,
Ăla e 2 kg 10 lei. Făină de grâu și făină mălaian. Uite, cea mai veche mare. A, e și cea mai veche? Cea mai veche? Asta a intrat în lucru. Am intrat. Da. Dacă dărită vin mălai, făină, siropul și răchie, gemă, poșete. Da, vreau un gem, aș vrea. Ce gem îmi dați? Gem de piere și de cireșe. Mi-am două gemuri, ca vine copilul meu. Vreau unul de cireșe. Haideți să vedeți. Și vreau și... mălai și făină. Da, făină de mălai, cum ar veni. Da, da. De porumb. Da, uite, asta e două, că eu vreau de 10 lei. Câte da bani? 2 kg. Da. Da. Am și integrale. Nu, așa, e regulă. Sirop de mentă, de țoc. Tocmai am luat sirop mai de sus. Ia fine, acum de sus. Am luat un sirop de păpădie. Da, am. Hai că iau și de la dumneavoastră unul de mentă. De mentă? Am de afine? Nu, de mentă. Da. Și cât costă o gentuță de asta? De care dărit? Am 6 piele, cu 15 lei. Și asta? Aia cu 20, ăștia. Și astea sunt făcute de dumneavoastră sau? E, da, țesuții la război. Care da? E dărit? Vreți asta? Asta e prea mică, nu prea am ce face cu ea. Da, uitați asta. Sau, hai dați-mi eu și pe asta, haideți să vă fac vânzare. Le iau pe amândouă. Da, le bați mai multe, vă dau, că mai am. Hai. Haideți să vă dau cu două, cu plat. Se numește moara. Moara, 3 luane, după șeful care a construit moara cu 200 de ani. Are. De piere nu vrei, de cireșe. De cireșe vreau. Da. Deci am un sirop, am un dosar de cireșe. Da, mălaiu. Mălaiu și plăsosele. Gentuțe. Gentuțele fac 30. Ok. Da. Siropul 20. 50. 50. Ăsta 15? Să sătim. Da, puneți-l așa într-o pungă. 65. Și cu mălaiu 10. 75. Da. Și răchia cât e? 20. Asta mai. Hai să fie, să fie 100, să. Da. Asta o mai am aici, că copilul i-a dus la balotat. Uitați doamne aici. Da. Și n-am mai avut cu ce să aduc. Deci cât am zis 75 și cu? Da, da. Asta cât e? 20 a spus? Da, da. 95. Lăsați așa, e bine. Nu știu de mine. Asta mă pun noi poșetele într-o... Asta e de prune făcute da, de da. La dumneavoastră din curte? Nepotă face. Face nepotul. Nepotă face la cazan în centru. Dar prunele sunt aici din sat. Da, avem noi prune. Și acum orfă la cules. Foarte bine. Tot să vă dau clasă. Vin turiști pe aici? Vin din ce văd eu. Foarte bine. Tot timpul vin. Foarte bine. Dar de câți ani? Că înainte nu se știa de zonă. Nu se știa. De câta timp? De câțiva ani, nu? Da. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc și eu, doamnă! O să aveți o zi bună! O zi și dumneavoastră să mai veniți! Și vânzare și mai bună! Aici se duc în Thailanda, acolo... Mulțumesc frumos, doamnă! Da, și eu am muncit în Italia, la fel. Și până la urmă, când am ajuns la o vârstă, zic, băi, frate, decât să fiu slugă la altul, hai vine, lasă-mă la mine în țară. Da. Că ajungi la o vârstă când trebuie să tragi linii și să vezi cam ce ai realizat. Așa e, românii pleacă în Bali, acum pleacă în Tenerife, fiecare. Și dacă îl întreb unde e râul Olt, habar n-are. Așa e. Dacă ar fi numai asta. Eu știu, noi suntem din Galați. Am venit, deci tocmai de la Orșova, de fapt nu la Orșova, ne-am cazat la Dubova. Și am făcut din decembrie de anul trecut rezervare pe Booking. Iar când am ajuns luni aici la cazare, după ce traversez toată țara, și când am văzut ce e acolo, deci mi-am pus mâini în cap, luni, când am venit. Acum, pașca ăla, banii i-a luat, să stau să mă cer cu el, că de condiții, de două ori pe zi nu e apă, da. Deci trebuie să te duci repede la baie, că la o anumită oră, cum se zice pe românești, stai cu rahatul în casă, că nu tragi, n-ai cum să tragi apa. Se oprește apa. Oprește, dar nu e, cred că e vrăjeală de la el, nu că așa, el n-are niciun contract și aici e Dunărea, Golful Dubova și când trage apa la veceu, dacă te uiți în veceu sau la ghiuvetă, dai drumul cu ghiuveta, e albă, vezi că apa e neagră. Deci el trage apă din Dunăre. Am înțeles. Dacă ar fi să plătești cum plătesc eu la Galați, deci am aproape 18 lei metru cub s-a făcut de apă,
că s-au scumpit și sunt directori 18 care, lei. Da, au niște salarii. Doar cap. Și e Dunăre acolo. Păi da, bravo, dar eu din balcon de la mine văd Dunăre. Cel mai ok preț la apă. Deci din toată țara... Cel mai scump. Deci, da. Eu zic la Caterin. Da, 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 da. Da. Deci București unde e toată lumea se plânge de București și de nu știu ce, e 10 lei și 50. Chiar dădea dimineață pe Facebook. M-am uitat. Iar la noi 18 lei. Deci a scumpit-o încă nu știu cât de la întâi acum ce a trecut. Dacă ar fi numai asta, dar uite, vezi, nu plouă lunile, dar când vine factura, când mi-o trimite pe mail, pe telefon, când vine factura, îmi bagă apă pluvială. Bă, voi sunteți stâmpiți la cap? Când a plouat luna asta, din bași tu mie apa pluvială. Deci apa pluvială, apa da. De ploaie. Și unde o bagă pe asta? O factură. Și spunea, uite, mi-am pus panouri solare, mi-am pus alea, așa. Și arăta, filma cu telefonul sau cu ceva, cu ce filma aia, o cutie de plastic goală. Și întreba, pentru ce credeți că e cutia asta? Acolo va veni un contoar separat, afară de ce este, că ăștia care au panourile lor sunt prosumatori. Da. Așa. Și zice, aici va veni un contoar pe care noi toți care avem panouri solare vom fi obligați să plătim taxă pe soare. Băi, ești nebun la cap, îi spuneam un coleg de-a meu. Ce-am ajuns, mânca terminul. Nici asta nu știam. Soare. Bă, păi soarele, l-am cumpărat tău, ăștia. A cui? Nu știu dacă se vede aici când bate soarele în cameră, dar moara îndărătnică. Haideți să vedem despre ce-i vorba și aici. Iar apoi merg la mașină pentru că mi-am făcut cumpărăturile. Am luat, ați văzut una alta. Poate să mai cumpăr de aici ceva, o făină de asta de grâu și ajunge. Ia să vedem noi. Ia uitați. Aha. Vă salut. Ați dat drumul la apă, nu? Bună ziua, salut! Haideți că... Mă uitați aici, exact acum a dat drumul la moare, am văzut. La fel ca mai devreme, are făină de mălai. A, jos, pe aici. Vedeți, exact când am venit eu, a redirecționat apa ca să pornească moara. Uitați alt baraj aici, cât de impresionant este. Pe partea asta, altă moară, dar nu mai ajunge apa până acolo. Odată, probabil, sau mai mult ca sigur, era un jgheab. Da, 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 era un jgheab așa pus și acționa acea roată. Vedeți? Și apa se duce mai departe. Acolo este altă moară. Aceea este închisă. Am trecut pe lângă ea când am venit să face. Și aici scrie că este moară în renovare. Moara îndărătnică de la perete. Da. Foarte frumos. Zona la fel este superbă. Chiar și până la intrare în sat. Sunt niște peisaje superbe. Tot drumul este plin de dealuri împădurite. Merită să veniți aici 100% pentru o plimbare, pentru recreere, pentru a vedea un lucru inedit și anume aceste mori. Mi se pare ceva frumos și merită vizitat. Hai să vedem ce cumpărăm și de aici.
Sirop de gutui, de asta nu am. Să iau și niște papucei. De așa cu tricolorul. Așa. Și aveți cumva și făină de grâu? Da, am, mai am o pungă. Vreau și o făină de grâu, da. Că de mălaie de asta de porumb am luat. Da, de grâu mai am o pungă. Da, și astea sunt lucrate. Și eu iau și pastă. Da, pastă sau? Victor. Ia-i Victorie. Și asta o iau. E o trăstuță. Da, o bucă. Deci 20, da. Siropul 15. Da, 15. Mai ieftin la dumneavoastră. Da, dar nu, domnul, 15. 20, 30, 45, 55. 55, da, pe doamne. Dar ce botoșei frumoși aveți aici. Da. Pentru cine are copii mici, da, da. Hai că am făcut ghiozdanul full, nu mai am loc să mai bag nimic în el. Iar acum merg la mașină, nu știu dacă mai fac vreo oprire. Doar dacă văd ceva de mâncare. Eu mă gândeam că au și ceva gogoși, ceva plăcinte, dar deocamdată nimic. Bună ziua, aveți gogoși? Facem. Nu să spuneți de care doriți și noi să le facem. Păi de care aveți? Dulceață de prune, cu brânză sărată de vacă, cu Nutella sau simplu cu zahăr. Faceți-mi câte una de fiecare, cum a venit, una cu Nutella, unul cu așa, 4 și o cafea. Bine. Și trebuie să achizi 25, bănuiesc, da. Nu? Gogoși, cafea, micul dejun este servit. Și am ajuns și în centru, așa arată primăria. Și haideți să vă arăt și cine a fost Eftimie Murgul. Murgul, de unde și numele satului. Îl vedeți aici. Destul de curat și îngrijit aici în centru, după cum observați. Există aici o mică scenă, aici o terasă și aici o moară de apă în miniatură. Uitați cât de frumoasă este. Ești de aici? Nu sunt de aici. Dar de unde ești? Din Prahova, de ce? O doamnă a oprit cu mașina și m-a întrebat de unde sunt. Moara nouă, Înghiță Marcea. Foarte frumos. Acesta este centrul. Iar eu închei vlogul aici, mai am 5% baterie. Sper că v-a plăcut ce ați văzut astăzi. Nu uitați regula, apăsați butonul de like. Thank you.